Dragi prieteni, o rimă din copilăria noastră a tuturor spune că pe 15 iunie, în fiecare an, a venit vacanța cu trenul din Franța. Numai că în anul 1914, în ziua de 15 iunie, pe stil vechi, a mai venit și altceva. Și anume vestea că nu departe de noi, în orașul bosniac Sarajevo, fusese asasinat prințul moștenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand, alături de soția sa, Sofia. Ca și ceilalți europeni, nici românii nu aveau cum să știe ceea ce avea să urmeze. Astăzi, grație noilor tehnologii, orice veste din lume ajunge la noi în timp real. Dar în vara anului 1914, vestea asasinării lui Franz Ferdinand a avut nevoie de zile bune pentru a ajunge la urechea tuturor românilor. Iar când a ajuns, a ajuns din gură în gură și nu neapărat citită în ziare, pentru că doar 4 din 10 români știau atunci să citească. Drept care vă propun astăzi să recapitulăm pe scurt cum arăta România în ajunul Marelui Război. Cu circa 7 milioane și jumătate de locuitori, România era un stat mai mare decât Bulgaria, Serbia sau Grecia, dar era mult mai mică decât Germania sau Franța. Economic, era un stat în curs de dezvoltare, chiar dacă diferența dintre lumea orașelor și cea a satelor era foarte mare. În familiile românești se nășteau mulți copii, adică aproximativ 40 la 1000 de locuitori, dar mortalitatea infantilă era foarte mare. Politic, România era o țară stabilă, cu două partide care își disputau puterea, Partidul Național Liberal și Partidul Conservator, și cu un rege, Carol I-ul, care era arbitrul politicii interne și principalul decident în politica externă. Clădirea din spatele meu, actuala Bibliotecă Centrală Universitară, a fost inaugurată chiar în anul 1914, ca sediu atunci al Fundației Universitare Regale Carol I-ul. Arhitectul fusese francezul Paul Gautreau, același care a mai proiectat și frumosul Palat al Cecului de pe Calea Victoriei din București. De fapt, capitala noastră devenea micul Paris, pentru că mulți arhitecți francezi erau chemați pentru a clădi palate pentru stat sau pentru familiile cu bani. Moralul armatei române era unul foarte bun. Armata României fusese organizată prin adaptarea modelelor german și francez. Regele țării putea chema la arme, teoretic, mai bine de 600.000 de soldați. Înzestrarea armatei la începutul anului 1914 era una modestă, dar nimeni nu bănuia atunci că războiul bate la ușă. Cu doar un an în urmă, după cel de-al doilea război balcanic din 1913, România își mărise teritoriul prin alipirea unor județe din partea de sud a Dobrogei. În ianuarie 1914, Partidul Conservator al lui Titu Maiorescu plecase de la putere, iar noul guvern era condus de liberalul Ion Ice Brătianu, alintat Ionel. Acea primăvară fusese una bună pentru agricultură, astfel încât în toamnă se aștepta o recoltă bogată. Și cum spuneam, copiii așteptau pe 15 iunie vacanța de vară, evident nimeni neștiind că odată cu vacanța avea să vină și cel mai mare război din istoria de până atunci a umanității. În vara anului 1914, casele elitei bucureștene aveau lumina electrică aprinsă până târziu în noapte, pentru că românii ca și astăzi se bucurau de viață. Dar, cum ieșeai din București, mai toate satele țării erau luminate doar cu lampa sau cu opaițul. Așa cum se spune, țăranii se culcau odată cu găinile și se trezeau odată cu cocoșii. Iar morala poveștii noastre este că toți românii care s-au culcat liniștiți în seara zilei de 15 iunie 1914, nu știau că a doua zi se vor trezi într-o lume care mergea direct spre război. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.